În vechime, mărțișorul nu era ceea ce este astăzi. Dacă astăzi simbolistica sa se leagă de prețuirea acordată unor persoane de gen feminin care trăiesc lângă noi, fie că este vorba de soții, de fiice, de surori sau de singuri mai singuri, de colege de serviciu, în vechime, mărțișorul era pur și simplu un talisman solar. Este legat, deci, de această întreagă și foarte bogată mitologie a soarelui care este prezentă în cultura populară tradițională românească. Și nu numai. Concret, mai demult, în ce consta acest, să spunem, ritual? Pentru că este un ritual. De 1 martie, înainte de răsăritul soarelui, fetele, copiii și femeile tinere își agățau de gât un fir care era alcătuit dintr-un firișor mai mic din ața roșie și ața albă, din care era prins un bănuț de argint, acest ansamblu fiind apoi prins la gât. Care era rostul acestuia? Rostul era acela de apărare, de apărare a persoanelor sensibile de puterea soarelui. Soarele, ca ființă divină, așa cum era privită civilizația și cultura tradițională românească, putea să fie benefic prin căldura pe care o oferea întregii fiind pentru a se dezvolta și pentru a face recolte, dar în același timp putea să fie și maletic atunci când excesul de căldură solară genera fie secete, fie avea o impreție nefastă asupra ființei umane. În cazul de față, este vorba de apărarea de pistui, de acele mici pete negre pe care expunerea îndelungată la soare o lasă pe pielea persoanelor mai sensibile. Acest mărțișor teci era pus înainte de răsăritul soarelui și se purta până în unele zone ale țării, până la sosirea perzelor, în altele, odată ce se terminau zilele babei, bine, sau ale dochii. Deci, acest mit se leagă și de această simbologie a babei Dochi, de mitul babei Dochi. Cine era baba Dochi? Cu exactitate nu știm, dar putem lansa supoziția că este vorba de o ancestrală Terra Mater, o zeiță mamă a Pământului. Legenda probabil că o cunoașteți, nu o mai amintim aici, ea se leagă de cele 9 sau 12 zile ale babei, primele zile capricioase ale primăverii, când, din punct de vedere meteorologic, zilele sunt fluctuante. În sfârșit, nu mai insistăm. Revenind însă la mărțișor, este clar că acesta este odată, sau era, mai de mult spre deosebire de ziua de astăzi, era un talisman, un obiect magic menit a apăra persoanele sensibile de puterea distrugătoare, de puterea nefastă a soarelui. Odată cu sosirea perzelor sau după terminarea zilelor babei, 9 sau 12 zile, acest mărțișor era agățat într-un pom, de regulă înflorit, care înflorea mai repede. Și aici avem de-a face cu magia prin analogie. Eu sunt la fel de frumoasă ca și florile pomului fructiver care a înflorit. Rostindu-se o mică incantație, îți dau negrețele, dă-mi albețele. Deci îți dau negrețele, punctele negre, pistruie, mie dăm fața albă, curată, strălucitoare sau roșie, precum floarea, mă rog, trandafirului. În nota bene, în alte zone ale țării, acest mărțișor se agăța de o tupă de trandafir. Din nou, magia prin analogie, să fie fața albă, precum soarele, și roșie, pe de altă parte, ca floarea de trandafir. Deci aceasta ar fi, pe scurt, această mică mitologie a mărțișorului.